Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la ultimul videoclip din uh, seria asta cu drama asta să sperăm că se termină după cum vedeți și din titlu nu vreau să iasă clipul prea lung pentru că deja e ora cam târzie și unii deja vă culcați și se duce așa ratez boom de vizionări pentru că da noi youtuberii care avem obiceiul să ne dăm cu perea despre alții suntem ca o haită de hiene venim la un hoit mușcăm ce apucăm până nu vine eleul și ne ia la goană de acolo. Așa că am venit și eu să mai apuc o bucată de carne, cât, care să nu aibă prea multe muște pe ea. Bun, deci a postat recent Justy. nu stau să zic tot numele, o să prescurtez că nu vreau să iasă clipul prea lung, mi ajung 8 minute pentru reclame. Și deci a postat video în care a zis în principal că o să ia o pauză. O mișcare inteligentă aș putea spune, deoarece și pentru că Românii sunt uituiți și probabil în, într-o pauză așa de două luni o să mai uite lumea de ce s-a întâmplat. Sau poate așteaptă să vină un rezultat cu dosarul respectiv. O fi chemat la audier din nou, cine știe. Pentru că întâi s-a spus că se casează, e doar o ceartă în cuplu și atâta. Dar acum fiind o presiune publică s-ar putea să se întâmple altfel treaba. Mai ales că sunt și polițiști care sunt împotriva lui. Deci e cam nasol. Uh, am văzut că mai era să înceapă o altă ceartă între alți youtuberi. Între, mă rog, tot începând de la un eveniment al lui Haimen. Chiar eram curios. Bă, ce-a mai făcut și ăsta? Că știu că avea el treaba aia cu țitele pe CSGO. Acum, bulțeni. Uh, uh, S-a adus direct treaba aia, nu, nu, mai știe nimeni cum că, că și că și-a bătut o prietenă sau ceva de genul. Și am văzut videoclipul, a arătat dovezi, mesaje și tot, că și, povesti, și a povestit cum a fost treaba. Eu, la un banchet sau ceva de genul a lovit-o din greșeală și au cerut scuze și pa la revedere. Acum 2-3 ani din nou a venit discuția aia și i-a zis vrei să-mi ceri scuze după 3 ani? Da, bine, cer scuze din nou după 3 ani. Așa vezi, se simte bine sau ceva de genul i-a zis. Și acum din nou un mare comentator că nu e așa, ascultați-vă ce vă zic și ei doi erau un pre... deodată live și puteau să intre, să discute, să facă dublu live, dar în fine, da, nimic e interesant acolo. revenir la nostru justi. Uh, nu sunt de nu sunt de, cum să spun, de competențe, calificare să spun dacă are sau nu probleme cu capul. Moi fi uitat eu când eram mic la câteva filme, nu știu, un serial, două, un briză brig, un Dexter, dar nu cred că este măsura să pot să dau verdict dacă e nebun sau nu. Bine, sănătos la cap, nu cred că e. Nimeni nu e sănătos la cap. 95% dintre noi avem probleme. Fie defecte de-a lungul vieții, fie ne-am stricat la cap, dar mă rog. Uh multă lume mai zicea în comentarii ceva de acum 2 ani nu te definește ca persoană. Ba da, pentru că dacă era să zici că era copil sau era foarte tânăr, nu știu, un 17, 16, 18 ani când s-a întâmplat treaba aia, era altceva să zici că da, mă, era copil, era puști, adolescent, hormoni și astea, dar i-a venit mintea la cap că a crescut. Nu, era deja adult atunci, ca în cazul cu Colo. Și nu prea mai merge treaba asta. O soluție a zis și el că nu putea să fi spus de-a lungul timpului în clipuri că n-avea cum să-mi fac asta ba da putea să fac un video special de 50 sau de 100.000, de mii care să fi zis de la ce a început cu adevărat treaba asta să fi zis am făcut niște greșeli de-a lungul vieții și vreau ca la judecată de apoi să întorc balanța să am mai multe fapte bune cât fapte rele că am clacat de multe ori putea să fac asta și era mai ok. Avea deja, cum să spun, mulți care acum sunt nervoși și dezamăgiți pe ce a făcut. Unii fiind abonați mai vechi și ai văzut chestia aia, poate n-ar fi fost așa deja dezamăgiți. Oricum a cam pierdut niște, niște vreo 2000 de abonați. M-am uitat pe Social Blade să văd cât i-a scăzut canalul, că era de așteptat să-i scadă pe treaba asta. Uh, am observat că mulți o dau în extreme acum. În general, când se certă niște youtuber sau unul o dă în bară, se, fa se, fac așa, mă rog, când sunt drame, se fac niște extreme. Pro sau contra. Eu încerc să nu dau nici prea tare, nici să apăr prea mult, pentru că nu e ceva să zici că a dat rău de tot cu Mucin fasole. De exemplu, cum a fost cu Colo sau... A, nu trecut nu știu cine a avut așa dramă. Mă rog, a pățit-o nasol ăsta, activistul de Buzău. Dar el n-a avut treabă cu nici YouTuber, el a fost doar o victimă. Mă rog, deci ideea e următor, sfat pentru cei care vreți să vă bazați pe drame. Dacă se certă doi youtuberi mari, încercați să fiți la mijloc, ca să prindeți simpatizanți de la unul de la altul și haterii să vă asculte. Dacă unul chiar a dat un bară, cum a fost Vlad Alexandrescu 2017, toată lumea i-a sărit în cap, voi atunci bineînțeles că vă alăturați majorității ca să prindeți la cifre. Ei bine, eu totuși prefer să-mi zic părerea, că nu e ceva să zici că Toți sunt împotriva lui Că mai are și el susținători Nu i s-a întors toată comunitatea împotrivă totuși Dar da, foarte bine Revenind la ce a mai postat el Foarte bine că ia o pauză Și rămâne de văzut dacă o să mai uite lumea și o să-l ierte Sau va trebui să se reprofileze pe alt conținut Sau pur și simplu să nu mai posteze pe YouTube nu cred că o să-și ia cancel, nu cred că e finalul de carieră, dar oricum nu e bine ce, ce pățește. Așadar și prin urmare, sfatul meu, nu fiți simpi. Vedeți că ajungeți într-o relație toxică, plecați că e spre binele vostru, o să realizați ulterior, ulterior că totul a fost doar o durere în fund. Una neplăcută, că pentru unii sunt dureri în fund plăcute, nu vreau să intru în aceste detalii. Uh, cred că am zis ce era de zis, nu mă știu ce am zis. Mai aveam eu niște idei, dar îmi scapă. Da, probabil o fi venit vreun anunț. Da, cred că am zis și asta. A, ah, vreau să vă aud comentarii. Ce, de ce părere voi? Că a greșit complet? Că ar trebui să... Facă niște scuze mai sincere să se reprofileze sau e nevinovat? A, ah, și referitor la filmarea aia, că el a zis că a fost atunci când le dat cu spray în ochi și a luat un brațe să o calmeze, că ce faci ca bărbat în momentul în care vezi că e nervoasă și dă cu spray? Bă, în momentul în care îmi dă cu spray în ochi, fie îmi pleacă mie vreun reflex de autoapărare sau de fugă pentru că văd că e pericol fizic, totuși spray-ul ăla în ochi strică vederea, ustură la ochi, nu-i bun. Nu, nu mi-am luat vreodată spray în ochi și nici nu vreau să-mi iau, nu prea m-aș băga într-o asta să o fac să aibă spray în ochi, să-mi dea mie cu spray în ochi. și personal sunt genul de om care văd că iese cam de ceartă, mă fac așa mic și-am plecat tiptil. Să nu intru în ceva mai nasol. El fiind cu ea atunci sau fiind... Nu știu dacă încă mai erau sau nu mai erau. Detaliul ăsta îmi scapă. Dacă... E, aș fi în pielea lui. Și încă eram cu ea și aveam ceartă de genul. Mă puneam pe scara aia de lângă. Și așteptam să se calmeze. Mă, eram ceva de genul. Hai bă, mai are mult. Până se potolește. Mai ales fiind și filmat. Sau... Dacă s-ar fi terminat treaba și vedeam că începe așa și nu mai e rost de împăcare, plecam și plecam. ce am tu te dracu atunci. Cam așa se face, trebuie să știi când să pleci. N-are rost să insisti la ceva ce nu merită. Aș putea să fac un video, o parte a doua, că am mai făcut un video anul trecut despre despărțiri, dar aș putea să fac unul doar despre relații toxice, pentru că cu toții cred că am trecut printr-una sau o să urmeze să trecem într-o relație toxică. Eu am trecut, cred că majoritatea dintre voi ați trecut uh, Da, sper să nu mai fac YouTube-ul figuri Că mi s-au tot între om niște live-uri Și am mai vrut să pun un video azi Dar n-avea sunet, nu știu de ce uh, Vă aștept părerea în comentarii Și ne auzim pe mâine Că e deja 11 jumate Până postez clipul, cred că se face 12 Ce-au tuturor Deci lăsați-vă din nou Opinia, comentarii cu ce are de gând să facă cu pauza asta dacă îl considerați nebun sau nu. Nu sunteți psihologi, dar suntem români și avem tot dreptul să ne dăm cu părerea. Ce au les?